Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bună seara și bine v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM. Să aveți un an bun, așa cum vi-l doriți dumneavoastră, și vă mulțumim că sunteți atât de mulți în fiecare seară în Piața Victoriei. Cei mai mulți ascultători unui radio privat din România, lider de audiență. Noi ne-am propus să nu vă dezamăgim pentru alegerea pe care ați făcut-o și să vă dăm din ce în ce mai multe motive să rămâneți și să fiți chiar mai mulți decât ați fost până acum. Dar să trecem la treabă, că avem multă. În această seară, invitatul meu este președintele USR, Dacian Cioloș, cel puțin pe hârtie, conform procentelor, liderul opoziției din România. Vă așteptăm și pe dumneavoastră la 0372069599. Bună seara, domnule Cioloș! Bună seara și bine v-am găsit la mulți ani, un an nou bun, în primul rând cu sănătate și cu cât mai multă inspirație pozitivă anul acesta, pentru că o să avem nevoie. Da, cu adevărat. Vă mulțumim. Vă simțiți, ați intrat în haina de lider al opoziției, o opoziție pentru care se bat mulți, de la domnul Simion și domnul Orban, până când, poate paradoxal, domnul Cățu și domnul Ciolacu, nu? Bun, acum important e să ne batem indiferent unde suntem și cu mijloacele specifice puterii sau opoziției să ne batem pentru soluții în România. Fie că le putem pune în practică imediat atunci când suntem la guvernare, fie că le proiectăm pentru mai târziu atunci când suntem în opoziție. Deci eu așa văd lucrurile, că să ne batem între noi care e mai în opoziție, care dă din gură mai tare și care vorbește bălării mai frumos, nu știu dacă asta așteaptă oamenii. Noi cel puțin așa vedem lucrurile. Am avut o perioadă de opoziție antisistem înainte de 2020, când, evident, nefiind la guvernare și ne trecând pe acolo, puteam să spunem cum vedem lucrurile. Am avut o perioadă de aproximativ 8 luni în care am fost la guvernare și când am încercat să folosim cât mai bine, atât cât ne-a stat în putință, ca să împingem lucrurile. Apoi am trecut din nou în opoziție cu sentimentul acesta de a lăsa ceva început și neterminat și acum căutăm să folosim opoziția ca să spunem ceea ce din punctul nostru de vedere ar trebui făcut și ceea ce noi am fi făcut dacă am fi la guvernare și ce avem de gând să facem în perspectiva lui 2024, pentru că fie cu noi la putere, fie cu noi în opoziție, din punctul nostru de vedere, România are nevoie de un partid care să-și asume o agendă de modernizare și nu o agendă populistă, extremistă, doar de dragul opoziției și de dragul procentelor în opoziție, deci o agendă reformistă și trebuie explicat oamenilor cum vedem noi lucrurile, chiar dacă sunt conștient de faptul că probabil mai mult decât în urmă cu 6 luni sau cu un an sau cu 2 ani, societatea românească trece printr-un moment dificil și e foarte multă emoție în felul de a vedea lucrurile și în judecata pe care oamenii o au. Și pe bună dreptate. După criza aceea politică care a dus la formarea unei coaliții privite cu ochi răi de foarte mulți, inclusiv de electoratul PSD, care nu este nici el foarte împăcat cu cele întâmplate, ar fi fost poate de așteptat ca USR să aibă un salt în sondaje, nu trece în opoziție, nu se asociază cu actuala formulă guvernamentală, cu actualele traume foarte mari la care vom reveni din societate, și totuși sondajele nu arată lucrul acesta. Da. Să știți că și colegii de-ai noștri, membri de partid, sunt dezamăgiți și surprinși că nu se vede deocamdată în sondaje decizia noastră de a intra în opoziție și de a spune lucrurilor pe nume. Eu cred că așteptarea susținătorilor noștri, așteptarea de la USR a fost foarte mare când am intrat la guvernare. Și realizez faptul că sunt mulți susținători și îmi spun oameni pe stradă și în discuții pe care le am, sunt dezamăgiți pentru faptul că am plecat de la guvernare. La fel cum mulți erau dezamăgiți când eram la guvernare că nu facem mai multe, că n-am desființat SIJU, că n-am făcut reforma în justiție, că n-am desființat pensiile speciale, că n-am făcut depolitizarea.
Și așa mai departe, că n-am reușit să obținem două tururi pentru primar, chiar dacă acolo era clar de la început că nu vom avea susținere. Deci, faptul că n-avem, că nu regăsește încă în sondaje noul nostru statut de opoziție, cred că vine și din faptul că așteptările au fost foarte mari vis-a-vis de noi și oamenii au fost dezamăgiți că n-am rămas acolo cu orice preț, chiar dacă știm prețul pe care l-am fi plătit, dacă am fi rămas fără să facem lucruri. Și, pe de altă parte, cum spun, e perioada asta de criză a coincis cu tensiunea creată de pandemie, încă un val, vaccinări, lucruri de neînțeles pentru mulți oameni, ne-am vaccinat, dar uite că totuși lucrurile nu merg bine, trebuie din nou să ne vaccinăm. Prețurile la energie, care au explodat în România, spre deosebire de alte zone din Europa, peste tot au crescut. Deci pe fondul acesta de emoție, criza a fost prelungită mult. Sincer, eu unul n-am crezut că Florin Câțu va rezista până în ultimul moment cu solicitarea lui să fie premier, când era foarte clar că putem începe discuția, inclusiv de a reface coaliția, de la acel punct și că eram gata să negociem mai multe lucruri ca să salvăm coaliția. Deci a fost foarte multă emoție, a fost această dezamăgire că s-a întâmplat ceea ce multă lume nu mai dorea, să vadă PNL-ul și PSD-ul împreună și PSD-ul revenit în fruntea bucatelor. Și, evident, am plătit noi prețul acesta și ne asumăm. Eu mai sunt conștient și de faptul că avem noi de făcut niște clarificări în partid vis-a-vis de felul în care să jucăm acest rol în opoziție. Adevărul că vorbiți pe foarte multe voci. Vorbiți pe foarte multe voci. Bun, asta e, nu e o surpriză pentru USR. USR e un partid în care Nu mai sunteți partidul antisistem, sigur. Spus, ar trebui să... O zonă de maturizare, după cum vă sugera și un fost partener al dumneavoastră într-un interviu pe care mi-l dădea mai demult Valeriu Nicolae. Da, sigur, acum și pentru Valeriu e mult mai ușor și el știe poate mai bine decât mine că e mult mai ușor să spui de pe margine cum trebuie făcute lucrurile decât să o faci în partid, că a fost în partid de două ori a venit în partid. Este adevărat, dar un sfat bun e întotdeauna. Și am închis paranteza, absolut, deci eu nu fac remarci la conținut, la ceea ce a spus, ci la formă, la mod. Acum, apropo de ce spuneți, da, ne organizăm pentru asta. De câteva săptămâni discutăm în conducerea partidului, în biroul național, suntem și noi după niște alegeri interne care... și după campanii interne care nu unesc, ci mai degrabă scot în evidență diferențele. Și nici nu mai aveți acum dușmanul comun care să vă unească, domnul Câțu? Ei sunt acolo și fac ceea ce fac pentru România sau, mă rog, în unele cazuri împotriva intereselor române, dar asta e altceva. Tocmai am creat un departament de politici publice în partid cu oameni care au fost în guvern în mare parte până acum și care cunosc programul de guvernare, pentru că și PNL-PSD a preluat și lucruri pe care noi le-am convenit înainte și mă gândesc mai ales la Planul Național de Redresare și Reziliență. Pentru noi e o referință și o vom urmări în detaliu. Pregătim acum și un guvern din umbră, unde vom avea oameni colegi pe fiecare portofoliu ministerial pregătiți să reacționeze, dar să și acționeze proactiv atunci când vom avea lucruri de propus. Noi am spus că vom face o opoziție clară, dar acolo unde pe teme pe care și noi le susținem și pe proiecte legislative idei bune, suntem gata să le negociem și să le susținem în Parlament. Cum am fi făcut-o și am făcut-o și pe legea privind prețurile la energie, chiar dacă atunci PNL și PSD n-au ținut cont de propunerea noastră reducerea TVA și eliminarea costului certificatului verde din facturi, care ar fi avut un impact direct, imediat, asupra nivelului facturilor, nu sistemul acesta complicat, care, iată, nici măcar cei care l-au elaborat nu-l mai înțeleg și nu mai știu să le explic. O să revenim la această criză a facturilor, dar spuneți de regretul, de dezamăgirea electoratului care ar fi vrut să rămâneți acolo, spuneați de ceea ce ați fi putut continua și vă dau și eu un exemplu, ați fi putut avea un judecător, USR ar fi putut propune un judecător la Curtea Constituțională, ceea ce avea potențialul să schimbe majoritatea actuală din Curtea Constituțională, o miză absolut fabuloasă, poate cea mai importantă miză. A
Ați vorbit de emoție de asemenea. Acum, punându-le cap la cap, dacă am depășit momentul acela de emoție foarte mare... Dați voie să reacționez. Vă dădeam oricum, numai voiam să pun și întrebarea. Da, vă rog. Dacă am trecut momentul acela de emoție și ne uităm în urmă, dumneavoastră mai precis, poate merita să faceți ceva mai mult ca să rămâneți? Era ceva ce puteați să faceți ca să rămâneți? Evident că totdeauna când vii cu recul și regândești lucrurile, poți să spui, uite aici, poate că aș fi făcut altfel. Mă tem că am fi depășit o linie roșie unde prezența noastră la guvernare n-ar fi făcut decât să cauționeze un anumit comportament al PNL-ului care n-avea nimic de-a face cu obiectivul nostru de a aplica un minim program de reforme. Pentru că, apropo și de, și asta vreau să spun, prezența unui judecător de la USR. Nu de la USR, ci propus de USR. Bun, nu, propus nu de USR propus în sensul acesta. Evident, evident că nu l-am fi propus și nici nu-l aveam. Nu-l aveam. Când ministrul justiției ți-a dat afară pentru că nu abuzează de poziția pe care o are la comanda primului ministru să dea un aviz pe un proiect doar ca să-și poată trece prim-ministru proiectul respectiv în guvern, chiar dacă n-avea susținerea întregii coaliții. Deci când un premier care mai încolo devenea și președinte de partid acționează așa, nu știu câtă încredere am fi putut avea că am fi putut lucra într-un mod de minimă, cu minimă decență cu el în fruntea guvernului și să mai și negociem anumite poziții. Aceasta e întrebarea. Pentru că așa noi am avut discuții, nu știu, și când, de exemplu, am făcut propunerile pentru conducerea radioului și televiziunii. Și ne-am spus opinia la propuneri pe care le-au făcut colegii de la PNL, așa cum și noi eram deschiși să discutăm propunerile noastre cu ceilalți parteneri, chiar dacă ne înțelesesem că fiecare face o propunere de o parte și de cealaltă. Însă a fost un subiect tabu. Deci au zis, nu, astea sunt persoanele pe care noi le numim, n-aveți ce să comentați. Deci s-a ajunsese la o linie roșie care cred că greu cu același premier și cu același comportament, că nu era vorba de persoana acolo cu nume și prenume, ci de un comportament, de un profil de premier. Dar ați spus mai devreme de tot PNL-ul. Ați fi cauționat o anumită politică a PNL-ului, nu doar a domnului Câțu, asta înseamnă că excludeți o revenire până la viitoarele alegeri? Nu, dar am spus, n-am exclus niciodată. Eu cred că sunt în PNL oameni și ar fi fost în PNL oameni care, cu care puteam lucra inclusiv în guvern și asta și fost solicitarea noastră. Deci nu excludeți să vină premier. Nu, acum sincer, între noi și realist vorbind, nu cred sau nu văd cum s-ar mai pune problema. Mi se pare că merge așa bine coaliția? Nu mi se pare că merge bine, dar nu mi se pare că PNL-ul a evoluat în felul de a vedea lucrurile, pentru că, încă o dată, noi, dacă intrăm la guvernare, nu facem doar ca să salvăm o majoritate. De asta nici n-am rămas. Intrăm la guvernare ca să modernizăm România. E nevoie de reforme. Oricâtă emoție punctuală ar fi în societate sau emoție de moment, pentru că trecem prin momente dificile, nu putem ieși structural din momentele astea dificile dacă nu facem cu adevărat niște reforme. Deci dacă actuala coaliție s-ar rupe, ceea ce, sigur, având în vedere cum merg lucrurile acum, nu este neapărat exclus, singura variantă ar rămâne anticipatele, dacă dumneavoastră n-ați accepta să mai reveniți. Depinde, deci, opțiunea noastră și viziunea noastră e pe masă și va fi tot mai clară în perioada următoare. Depinde de cum s-ar poziționa PNL-ul și care PNL, că acum așa asta e întrebarea, care PNL, că acolo sunt mai multe bucăți, mai multe viziuni. Vă așteptați la un congres? Chiar dacă nu sunt ele. Nu, eu nu mă aștept la nimic. Nu mă mai aștept la nimic din partea PNL-ului, sincer. M-am tot așteptat până în ultimul moment, inclusiv să găsim suficientă maturitate ca să refacem coaliția, dacă cu adevărat PNL-ul vrea modernizarea României, așa cum a spus în campanie și cum a explicat în campanie alegătorilor lor, că modernizarea nu se poate face cu PSD-ul, ci din potrivă, cu un PSD menținut an bun de zile în opoziție ca să se reformeze. Pe mesajul acesta a câștigat și președintele, a câștigat voturi și PNL, și atunci la ce maturitate să te aștepți când
la prima ocazie și prima slăbiciune în care nu s-au simțit confortabil, probabil cu un anumit mod al nostru de a aborda lucrurile, s-au întors la PSD și, cum spune și dumneavoastră, vedem rezultatul, că nu se pot înțelege nici măcar pe împărțirea posturilor, așa, funcțiilor. Ei, și în fosta coaliție a durat destul de mult până s-au ocupat toate posturile. Da, dar asta nu pentru că nu ne-am înțeles. Pe, asta a fost alt subiect, dar n-ar să-l mai deschidem. Deci nu, acolo ne-am înțeles rapid pe responsabilități. Desigur. Cum vi se pare prestația, acum, lăsând la o parte guvernul, cum vi se pare prestația premierului Ciucă? Domnul Ciucă, probabil că e de bună credință, dar nu știu câtă putere politică are pe mai multe subiecte. Dânsul are nevoie de deciziile liderilor coaliției și nici n-ar fi asta problema. Adică ar putea să fie o prestație foarte bună a guvernului, că aici n-are sens să judeci doar premierul, mai ales în cazul de față, când premierul are nevoie de susținerea asta politică. Deci dacă leadership-ul coaliției ar fi coerent, ar putea să meargă bine și guvernul. Dar ați văzut și cum au fost făcute numirile pe pozițiile de miniștri. Deci acolo sunt câțiva miniștri care n-au nicio treabă cu portofoliul respectiv și nici nu văd viziune la ei, ca să spui că vin cu anumite Lăsați-mă obiective. Lăsați-mă să ghicesc, agricultura? De exemplu, a fost și la digital și la agricultură. La fel, bun, eu am tot respectul, probabil, pentru ce a făcut în poliție domnul Chesnoiu, cât a lucrat. Nici nu l-am urmărit. Dar acum, în agricultură, eu am pretenția că nu sunt un om orgolios și mândru să sufer din asta. Ați fost comisar pentru agricultură? Să vină să-mi dea lecții, să-mi spună despre ce am făcut sau n-am făcut pentru agricultura României un fost polițist care s-a dus la agenția de plăți, nu știu din ce motive, și acum vine să conducă ministerul fără nicio viziune. După o lună de zile de mandat vine și spune că trebuie să refacă de la zero planul acela național strategic și asta o să ne coste pe noi, pe toți, când eu îi atrag atenția că lucrurile pot fi făcute și altfel. Dar, în sfârșit, deci ăsta e doar un exemplu. A fost domnul Roman, mai sunt acolo miniștrii care n-au nicio treabă cu portofoliul respectiv. A fost recent, ați spus că faceți un guvern din umbră, că faceți departamente, dar la firul ierbii intenționați să coborâți și mă gândesc la ceea ce a arătat un recent reportaj Libertatea despre felul în care înțelege celălalt partid de opoziție, AUR, să-și facă să capteze public din zonele mai îndepărtate, mai puțin acces la Facebook, la rețelele pe care USR dansează foarte mult. Noi avem asta e perspectiva mea. Avem o problemă de demotivare inclusiv a membrilor. Asta e foarte greu. Tocmai, da, evident, evident. Deci de asta spun că e o situație mai complexă. Așteptările au fost foarte mari, nu doar în rândul susținătorilor, ci și în rândul membrilor. Avem membrii, mulți dintre ei pretențioși, cu exigențe ridicate. Noi, în partid, va trebui să depășim abordarea asta de tabără, fost USR, fost Plus, tabăra Barna, tabăra Cioloș și așa mai departe. Da, este, încă este. De asta spun că e un proces prin care trebuie să trecem, eu sunt conștient de asta și a trebuit să găsim modalitatea să remotivăm membrii și să atragem membrii noi, dar să atragem membrii noi nu doar la număr, de dragul de a avea pe număr să voteze pentru unul sau pentru altul dintre susținători în partid, ci să atragem membrii cu competențe, membrii cu viziune, membrii care la rândul lor să poată să aducă susținere din partea electoratului. Bateți țara. Și să batem și țara, doar că trebuie să batem cu niște, cu ceva în minte și cu ceva în gânduri și în idei. Să batem doar cum merge domnul Simion ca să dea din cap. Domnul Simion are publicul țintă al domniei sale. De asta spun, eu n-am văzut nicio propunere din partea celor de la UR, apropo de opoziție, cum ar face ei. Ei spun doar ce nu le place, ce nu trebuie făcut. Ei, România are nevoie să fie modernizată și să fie guvernată.
din punctul nostru de vedere, asta înseamnă opoziția, să te pregătești ca să fii la guvernare, nu ca să aduni pe stadioane oamenii să-i execuți acolo sau să scoți România din UE. Trebuie să afle din de UE. Lucrul ăsta și să rezoneze. Absolut. Deci, da, e și, și asta și să mergem noi și colegii noștri din filiale să fie cât mai prezenți pe, pe teren. Și da, ne pregătim și pentru asta. Sper eu să se întâmple să putem, să ne permită și situația pandemică. Uitați, ne pregătisem să facem o întâlnire fizică cu toți primarii noștri și cu, apoi cu consilieri locali, pentru că sunt oameni care, apropo, sunt pe teren, care se confruntă cu realități pe teren și care ne pot spune, inclusiv nou leadership-ului partidului, ce ne pot spune foarte multe lucruri. Ăsta e și motivul pentru care am fost cu o delegație dintre ei la, la premier să discutăm de finanțările pentru proiecte locale. Vreau să facem o întâlnire la sfârșitul lunii ianuarie, o întâlnire fizică. Am amânat-o în cele din urmă pentru că, din nou, situația pandemică nu ne permite. Nu vă permite. 0372069599 vă așteptăm în Piața Victoriei la Europa FM cu întrebări și opinii. Domnule Cioloș, noi ne-am izbit acum de un zid, practic, zidul facturilor. Am intrat, România a intrat direct în cap cu el. Sunt niște sume halucinante, pare și poate la fel de grav, n-am să spun mai grav, dar la fel de grav ca sumele de pe factură, este haosul. Nimeni pare a nu înțelege ce ne-a lovit, de unde a venit cometa. Un fel de don't look up, până la urmă, într-o versiune românească. Anul trecut, tot anul trecut, în coaliție, cineva a pus problema că vine acest moment și că el trebuie pregătit? Eu țin minte, n-am participat la toate ședințele de coaliție săptămânal, dar am participat la multe și țin minte, cred că era iulie, când noi am cerut prima dată cei de la USR să avem o discuție în coaliție pe baza unui material pregătit de ministru și chiar să-l invităm pe ministru Popescu să vină la o ședință de coaliție, pentru că eu vedeam problema care se discuta deja în Parlamentul European și o discutam deja cu Comisia Europeană. Apăreau probleme în diferite state membre și ne așteptam la asta. Deci am cerut întâlnirea respectivă, premierul ne-a asigurat că totul e sub control, că a discutat cu ministrul și că sunt soluții și că vor veni cu propuneri. A trecut luna august, perioada de vacanță în care nu s-a întâmplat mare lucru și apoi în septembrie n-am mai putut relua subiectul pentru că... Deci, abia în iulie cineva s-a gândit, hopa, avem liberalizarea da, prețului. În iulie, bun, nu era vorba de liberalizarea prețurilor. Liberalizarea era pe agenda de multă vreme. Deci, felul în care trebuie gestionată. Și asta, sigur. Trebuie... Dar bun, acum aici, dincolo de liberalizarea prețurilor, prețurile reflectă o realitate de pe piață. Nu liberalizarea caratare e o problemă, nu, ci felul cum funcționează piața. Exact, și deci, felul în care sunt pregătiți oamenii pentru diferite momente și pentru ceea ce urmează. A venit așa ca... Noi am închis capacități de producție, n-am pus altele în loc. Nu se mai fac investiții serioase în România, în sectorul energetic, de câțiva ani de zile. Stăm și trenăm cu legea offshore. De ce? E cumva, am impresia, un cerc vicios. Cei de la minister ne spun, hai să mai lăsăm până să înțeleg companiile noastre cu cei de la Exxon ce fac cu transferul respectiv de drepturi de exploatare. Pe de altă parte, alți colegi spuneau, da, hai să discutăm, că poate așa îi împingem și determină și pe ei să iau o hotărâre. Hai să punem pe masă opțiunile și să luăm decizii politice legate de cum poate fi făcută legea respectivă, cum, ce taxăm, ce nu taxăm. Și s-a tot învârtit așa și, la fel ca multe alte proiecte în coaliție pe care le aveam în programul de guvernare, au tot fost amânate pentru că aveam alegerile în PNL și nu trebuia să deranjăm. Dar pentru asta n-a fost mult. Presiune. Adică nu, da, au fost presiunea... subiecte pe care au existat presiune și pe care s-a văzut că sunt și justificate. Adică nu spun că nu trebuia să se întâmple presiune pe SIJ. Doamne ferește, sub nicio formă. Dar au fost subiecte lăsate așa fără... Bun, acum presiunea o puteam face cu proporția pe care aveam în... Sigur. În guvern. Adică... Și ați văzut exact dumneavoastră sesizat. Ne-am făcut presiune pe domeniul unde aveam miniștri și unde aveam oameni care veneau cu informații și alimentam discuțiile din coaliție cu informații pe care le produceam noi. Pe
domeniile unde miniștri erau la colegii noștri, aveam mai puține pârghii. Da, dar acolo aveți Ministerul Economiei, aveți Ministerul Transporturilor, ministere impactate de tot ceea ce sigur, se întâmplă pe piața energiei. Sigur, dar acolo masiv, colegii noștri au venit cu solicitările, da, o discuție de fond în coaliție. Asta nu ținea doar de ce ceream noi, că așa am mai cerut noi discuții de fond pe depolitizarea administrației publice, de exemplu. Cred că de vreo 4 ori sau de 5 ori am discutat, inclusiv cu documente pe masă. Și tot nu s-a întâmplat nimic, pentru că, la un moment dat, Ludovic Orban ne-a spus foarte clar, dar ce, hai că n-are rost să mai tot insistați să puneți subiectele astea pe agendă, până nu trec alegerile în PNL, nu luăm decizii pe subiectul ăsta, punct. Bun, și atunci ce poți să mai discuți? Și offshore-ul a fost în aceeași categorie legat nu știu de alegeri? Nu știu cât de sensibil a fost sau nu. Acum, cum spun, din iulie încolo, iunie-iulie încolo, când era clar că va fi o problemă, am pus subiectul ăsta. Dacă atunci ar fi fost cu adevărat alternative care să vină, propuneri care să vină de la Ministerul Energiei, că de acolo trebuiau să vină, am fi avut timp să le discutăm până în octombrie-noiembrie. 0372069599, vă așteptăm în Piața Victoriei. Aveți idee, totuși, de ce la noi această criză, care este o criză și internațională, pe cerere ofertă, și europeană, pe gazele de la ruși, de ce totuși la noi este mult mai rău, după toate aparențele, decât în restul țărilor europene? Vă spun, asta e sentimentul meu, că pe de o parte, capacitatea de producție, am închis unități, n-am deschis altele, nu s-au finalizat investiții importante, Iernut, de care se discută de câțiva ani de zile, compania energetică, complex energetic Oltenia, acolo se știa că el va ieși din activitate încet, încet, și la fel, din motive politice, nu s-au luat nici acolo decizii tranșante. Pe certificatele verzi și capacitatea de a stimula în continuare producția de energie verde, nici acolo n-am avut claritate. Practic, investițiile în producția de energie regenerabilă au fost blocate tocmai din cauza degringoladei cu certificatele verzi. Și toate lucrurile astea ne-au prins, scuzați-mi expresia, cu pantalonii în vine, în momentul în care a venit peste noi și criza aceasta la nivel internațional, la Uniunea Europeană și acolo am avut discuții și în Parlamentul European, apropo de ritmul cu care trebuie să mergem cu Green Deal-ul, cu implementarea Green Deal. Comisia Europeană, foarte ambițioasă, a venit cu foarte multe propuneri pe masă dintr-o dată și multe dintre ele nu sunt digerabile atât de rapid de economia europeană. Ca să nu mai vorbim de ruși care au jucat foarte bine din nou acest moment. Deci a fost un cumul de factori. Plus că nimeni n-a prea văzut venind valul. Bună seara, Mircea, ești în direct la Europa FM, în Piața Victoriei, te ascultăm. Bună seara dumneavoastră și invitatul dumneavoastră și bineînțeles ascultătorilor Europa FM. Am pentru a doua oară ocazia să vorbesc cu domnul Cioloș. L-am ascultat și ieri sau la altă seară, dacă nu mă înșel, la Digi24, l-am auzit și acum la dumneavoastră. Revin la prima parte a emisiunii dumneavoastră și anume dezamăgirea produsă de USR. Domnul Cioloș o pune pe seama așteptărilor mult prea mari pe care le-a avut electoratul. Mi se pare și normal aceste așteptări, dat fiind felul în care evoluă România în ultimii 32 de ani. Dar ceea ce mă îngrozește și mă disperă în același timp, pentru că în continuare sper și văd în USR, am speranța unui schimbări, dar această speranță se subțiază pe zi ce trece. Ceea ce mă disperă este că nu liderii acestui partid nu își asumă niciun fel de eroare, niciun fel de eșec. Mai mult decât atât, domnul Cioloș a argumentat că are argumente și motive pentru tot ce au reușit și n-au reușit să facă. Cu alte cuvinte, au scuze. Eu am să vă exprim o opinie care este eroarea pe care o comite acest partid și în care persistă acest partid în acest moment și chiar și în aceste zile și nu văd nicio corectură a acestei erori și mai departe o să las pe domnul Cioloș și o să rog chiar să explice ceea ce urmează să vorbim. Vă rog. Din punctul meu de vedere, acest partid face o confuzie doctrinară
gravă, la nivel fundamental, între noțiunea de reformă și revoluție. Se vorbește constant de reforme. Reformele înseamnă niște modificări, reforme într-un stat de drept. Nu vorbim de reforme făcute prin forță sau, Doamne ferește, alte anumări de acești gen. Într-un stat de drept, reformele se fac printr-o modificare legislativă majoră care înlocuiesc niște legi proaste, începând cu Constituția. Pentru că trebuie niște modificări constituționale, este clar acest lucru. Câteva legi organice fundamentale, acestea se fac rapid, dintr-o dată, și sunt impuse cu forța legii, nu cu forța statului, nu cu forța unei dictaturi, sunt impuse cu forța unui stat care nu trebuie să tremure în fața unei doamne Șoșoacă, unui Dorin Simion sau unui domn Ciolacu. Acesta înseamnă reforme. Mai departe, aceste reforme, implementarea legislativă, care, repet, trebuie să înceapă Constituția, nu cu niște mici legi disparate, desființarea SIJ, reforma justiției, nu, astea sunt, astea trebuie să rezulte din acele modificări fundamentale la nivel constituțional și legislativ organic. USR-ul a vorbit de reforme folosind sloganul revoluționare. Fără penali în funcții publice, fără pensii speciale, astea sunt sloganul revoluționare. Mai mult decât atât, de ce spun că se face această confuzie? La nivel local, unde au fost câștigate alegerile câțiva lideri USR, în zone importante, sectorul din București, Timișoara, Brașov și alte locuri, aceștia s-au comportat ca și cum prin simpla lor alegere reforma s-a înfăptuit și s-au apucat să facă ceea ce considerau că este corect și ceea ce este corect. Numai că asta însemna că s-au apucat să facă mici revoluții la nivel local. De aici au ieșit și complicațiile care au ieșit la sectorul 1 în Timișoara și în alte zone. Normal, unde ceea ce au găsit a fost foarte, a fost dezastros, unde au găsit lucruri foarte în regulă, normal că încercările lor, revoluțiile, ca să le zic așa, au provocat haosul care l-au provocat. Repet, această confuzie doctrinală pe care partidul o face nu va garanta că nu va reuși niciodată să schimbe ceva în România. În momentul în care vor pune pe hârtie un plan, trebuie modificată Constituția în punctele XYZ, trebuie modificate legile 1, 2, 3, vor avea și un plan de negociere și vor avea... Dacă îmi dați voie să vă răspundă, Mircea, vă și mulțumim, răspund. Hai să-l lăsăm pe domnul Cioloș să răspundă. Mulțumesc mult pentru comentariul tău foarte, foarte articulat. Sunt total de acord cu analiza pe care o aveți, cu ceea ce ar trebui făcut. De la ar trebui făcut și aici chiar vă rog și ne putem uita împreună pe programul nostru electoral și apoi pe programul de guvernare, deci de la ceea ce noi am crezut că ar trebui făcut și cum ar trebui făcute lucrurile, în ce secvențialitate, apropo de modificat Constituția, apoi modificat legi și apoi pus în aplicare legile respective, una e ce-ți propui să faci și alta e ce poți să faci pornind de la greutate pe care electoratul ți-o dă în structura politică. Noi ne-am propus să modificăm Constituția, dar nu am putut să facem, n-aveam cum să facem, pentru că n-aveam cum să constituim o majoritate suficientă în Parlament ca să modificăm Constituția. Deci, în mod clar, în momentul în care am intrat la guvernare, am lăsat la o parte ceea ce ar trebui modificat în Constituție, pentru că știam că nu vom putea, în legislatura actuală, cu structura asta a Parlamentului, nu vom putea modifica Constituția. Și atunci ne-am axat pe legislație care trebuie modificată pentru ca apoi să fie pusă în practică. Și ați văzut proiecte legislative pe lucruri importante am avut, n-am reușit să ajungem cu ele, ați văzut, pensiile speciale. Am reușit la parlamentari, la primar n-am mai avut susținere din partea partenerilor din coaliție, pentru că obiectivele lor politice erau altele. Eu cred, și după experiența din 2016, că, apropo de stat și de reformarea statului, până nu trecem de etapa asta de politizării sau, hai să spun, a profesionalizării administrației publice, putem să dăm o serie de legi care ar fi necesare, nu avem cu cine să le aplicăm în sistem dacă sistemul rămâne același. Și acolo nu de modificări legislative în etapa asta era nevoie, ci de voință politică pentru a aplica legea. Noi avem acum o lege care spune că funcționarii publici, înalții funcționari publici, trebuie recrutați după anumite criterii, însă de mai bine de 15 ani lucrurile se întâmplă exact opusul legii. Ei, sunt lucruri pe care am încercat să le modificăm atât cât ne-a permis greutatea noastră electorală. Și încă o dată, sunt de acord cu dumneavoastră, nu știu dacă e, și aici, apropo de greșeli, da, cu siguranță am făcut greșeli și în felul în care ne-am evaluat partenerii, felul mai probabil mai revoluționar și mai motivant cu care am abordat anumite subiecte în coaliție, cu care nu erau obișnuiți partenerii noștri și deci n-am obținut rezultate, dar
în cazul acesta a revoluției sau reformei, noi când am vorbit de reformă, apropo, în Planul Național de Redresare și Reziliență, găsiți o serie de lucruri pe care le aveam în programul de guvernare, de reforme, inclusiv modificări legislative și modificări în funcționarea aparatului statului, pe care le găsiți acolo. Sigur, ne-am fi dorit să putem să le și punem noi în aplicare. Aceasta rămâne dilema. Ar fi trebuit să faceți orice ca să... Dar e o dilemă pe orice, la care nu... Știu, dacă ar fi trebuit să facem mai mult, probabil, dar nu știu dacă orice. Pentru că în politică, bine, în momentul în care faci orice, devii irelevant dacă nu ai un minim de coerență în obiectivele pe care ți le depinde propui. Depinde pentru ce. Marius, bună seara! Ești la Europa FM în Piața Victoriei. Te ascultăm. Bună seara! Vă salut pe dumneavoastră, invitatul dumneavoastră și toți ascultătorii. Sunt într-o totul de acord cu ceea ce a spus antevorbitorul meu și chiar mai mult aș merge și aș propune și domnului Cioloș, că probabil dânsul 100% trebuie să știe despre ce e vorba, de exemplu, cum funcționează statul în Germania, de exemplu, sau în Franța, sau în nordul Italiei, sau nu știu, Spania, și aș propune și descentralizare, adică nu poate cineva să ia hotărâri pentru mine de la Buzău sau la Timișoara, adică cineva de la București să ia hotărâri pentru mine la Cuca Măcăi, sau, înțelegeți? Și treaba asta nu prea am auzit în discursul dumneavoastră. Păi nu, pentru că n-aveam majoritatea pentru asta. Deci descentralizarea de care vorbiți, mă gândesc că se referă în primul rând la regionalizare. Coborârea anumitor decizii de la nivel central la nivel regional, inclusiv, să zic, legislativ, prin decizii pe care o structură regională, un consiliu regional le-ar putea lua, programe de dezvoltare, pentru că doar deconcentrări, adică structura ale ministerelor care să treacă în subordinea consiliilor județene, asta s-a mai făcut. Din păcate, nu toate au funcționat. Noi aveam nevoie de o descentralizare și de reformă administrativ-teritorială. Noi avem în continuare 3.000 și ceva de comune, dintre care cel puțin o treime n-au capacitatea să-și financeze din resursele proprii, să-și financeze funcționarea aparatului. Da, nu mai vorbim de investiții. Deci ar trebui comasate multe dintre ele, probabil renunțat la județe și trecut la nivelul regional, că n-ar rost să mai adăugăm un nivel pentru asta trebuie și să-l menținem. Ei, revenim la același subiect, pentru asta e nevoie de o susținere mai puternică. E un cer vicios. Pentru a face mai mult aveți nevoie de mai mult, ca să primiți mai mult, trebuie să convingeți mai mult. Nu vreau să încheiem înainte de a vă întreba un lucru care cred că deja e în mintea multora și ca o amenințare, și cred că, exact cum spuneați, sunteți cel mai calificat să dați un răspuns. Credeți că după această criză și în această criză a energiei urmează și o criză a alimentelor? Și eu mă gândesc la lucruri simple. Azomureș, îngrășăminte, sere. Cum se vor încălzi serele pentru a avea producție de legume? Și la ce prețuri vor ajunge acestea în primăvară? Cu siguranță va fi un impact asupra prețului alimentelor și nu doar la nivel european, și la nivel internațional. Eu mă gândesc aici, în România. Da. La noi. Nu mai putem gândi doar din perspectiva asta, pentru că, uitați, la legume, de exemplu, pe unele culturi suntem mai competitivi pe piața locală cu produse realizate aici, pe altele suntem mai puțin competitivi decât alții. Mă gândesc la ce cumpără omul din piață. De asta vorbesc de piață europeană. Da, pe ce cumpără omul din piață, cred mai puțin. Deci acolo, nivelul acela de piață, noi încă avem o agricultură de subzistență destul de consistentă, care e un dezavantaj într-o perioadă de boom economic, dar e un avantaj într-o perioadă de criză, pentru că e mai autonomă, e mai puțin conectată la piață. Deci acolo, dacă, din nou, dă Dumnezeu și plouă la timp, apropo de irigații și de domnul Chesnoiu și de PNL și PSD, care au avut Ministerul Agriculturii, și de ce n-am avut noi în PNRR mai mulți bani pentru agricultură, pentru că n-au venit cu proiecte realiste și de sistem de irigații, nimeni nu-ți mai finanțează la nivel european refacerea sistemului de irigație al lui Ceaușescu. De irigații, sigur. Deci, dacă vom avea condițiile naturale,
un minim de producție pe piață direct, comercializare direct vom avea, însă nu-i suficient. Va fi presiunea pe produse alimentare procesate, pe costurile de producție în industria alimentară și se vor repercuta. Deci vom fi, cum ar veni, la mila Domnului, ca să înțeleg așa în bună măsură din acest punct de vedere. Domnule Dacian Cioloș, vă mulțumesc pentru prezența în Piața Victoriei. Dragi prieteni, ne auzim din nou săptămâna viitoare, joi. Să aveți o săptămână minunată, să fiți sănătoși și acum rămâneți în cel mai mare club de seară din România alături de Teddy Paul. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Kaufland te susține încă de la început.